Bolile de inimă fac tot mai multe victime în rândul moldovenilor. Statisticile arată că peste 50% dintre persoanele care au decedat în ultimii 10 ani în Republica Moldova au suferit de boli cardiovasculare. Ion Toacă este unul dintre pacienții cu malformații grave la inimă. În adolescență a fost diagnosticat cu reumatism care ulterior i-a afectat inima. A suportat două intervenții chirurgicale, de dilatare a valvei și ulterior de protezare a acesteia. După mai bine de 10 ani, însă boala a recidivat, iar anul trecut pacientul a fost operat de urgență la Spitalul Internațional MedPark. La examinare, am venit în MedPark, era în stare foarte și foarte gravă, insuficiență cardiacă gradul 4, e fundalul patologiilor complicate, riscul operator era foarte, foarte mare. Potrivit medicilor, cea mai dificilă și cea mai periculoasă perioadă a fost cea postoperatorie. Ion Toacă a suferit de insuficiență hepatorenală acută atunci când rinichii nu-și mai îndeplineau funcția de filtrare a sângelui. Pacientul a fost salvat datorită utilizării unui aparat modern, unic în Republica Moldova, rinichi artificiali care permit hemodializa, adică filtrarea sângelui 24 din 24. Când vine vorba cu cineva să vorbesc despre boli de inimă, despre tratament, sigur că eu cu cea mai mare plăcere și cu îi vorbesc despre ce am trecut eu și despre MedPark și specialiștii de MedPark care eu socot că datorită lor eu îmi trăiesc viața din nou. Bolile cardiovasculare au devenit principala problemă de sănătate a secolului la nivel mondial. Statisticile negative pot fi însă schimbate printr-o conduită responsabilă a pacientului, dar și a persoanelor apropiate acestuia. Unica șansă de a evita aceste complicații, asta de trecut acest control, check-up, care la noi în MedPark funcționează cu rezultate foarte bune, într-o zi toate necesare examinările se fac cu rezultatul câteva ore. De dorit asta, dacă vorbim despre boli cardiovasculare, pentru bărbați după 40 de ani, femei după 45 de ani, eu scot cu obligatoriu o dată. Copii să gândească, trebuie să iei de mânuță pe părinți și să-i ducă. Că părinții, știți, că zic aia că noi suntem bătrâni, că am trăit, că nu mai trebuie. De mânuță și la medic. Vreau să sfătul pe toți cei care au probleme cu cardiace, care au probleme cu inima, să nu lese pe ultima minută, pe ultima secundă a vieții. MedPark este singura instituție medicală privată din țară care a dezvoltat în conformitate cu standardele internaționale un centru de infarct miocardic dedicat diagnosticului și tratamentului patologiilor cardiovasculare. Sperăm cu deschiderea acestor centre de infarct miocardic acut, cât de cât să micșorăm, să îmbunătățim această statistică. La spitalul MedPark nu putem salva oameni.